Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Maramureș, deputatul Gabriel Zetea, a câștigat în fața liberalului Gabriel Bogdan Ștețco. Potrivit rezultatelor parțiale prezentate luni de Autoritatea Electorală Permanentă, Gabriel Zetea a obținut 36,57% din voturi și Gabriel Bogdan Ștețco 30,1%. Zetea a declarat astăzi că rezultatul obținut se bazează pe încrederea oferită de maramureșeni. Cu voi și datorită vouă am ajuns la finalul campaniei electorale învingători. Acest succes vine însă cu o mare responsabilitate. Încrederea pe care maramureșenii, băimărenii, sighetenii, borșenii și toți ceilalți ne-au acordat-o este fundamentul pe care am construit programul nostru pentru Maramureș. Am spus, pe parcursul întregii campanii electorale, că există viață după 9 iunie și cu siguranță există viață, chiar dacă unii suntem învingători, iar alții au fost trimiși acasă, prin vot democratic și prin voința maramureșenilor. De astăzi însă campania electorală s-a încheiat și trebuie să ne așezăm cu toții la masa dialogului pentru a construi cu încredere pentru Maramureș. Felicit toți competitorii înscriși în această cursă electorală, dar felicit în primul rând maramureșenii pentru că ei sunt cei care au decis prin vot covârșitor cine sunt liderii care vor să-i reprezinte în următorii 4 ani. Mulțumesc din suflet maramureșenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o pentru a mă întoarce la Consiliul Județean. Încă din prima zi a mandatului meu, împreună cu echipa mea, ne vom apuca de treabă și vom face tot ce am promis într-un singur mandat, a transmis Gabriel Zetea după anunțarea rezultatelor parțiale. El a mai menționat că după revenirea în funcție, șantierele de lucru din Maramureș vor fi redeschise.